Sfinții Apostoli Petru și Pavel se bucură de o cinstire deosebită în Arhiepiscopia Dunării de Jos, multe dintre bisericile eparhiei avându-i ocrotitori spirituali. Între acestea se numără și fosta catedrală din municipiul Brăila, unde astăzi a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. În ziua hramului Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Brăila, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La slujbă au participat credincioși din parohie și împrejurimi, între care și profesori și oameni de cultură din municipiul Brăila. La sărbătoarea slăviților apostoli Petru și Pavel ne-am bucurat de întreite daruri. Primul dar de la Sfântul Apostol Pavel este confirmarea darului botezului, prin care fiecare creștin botezat care participă la viața bisericii este și el o biserică în care locuiește Duhul Sfânt. În al doilea rând, Sfântul Apostol Petru ne confirmă faptul că tot prin botez suntem popor ales al lui Dumnezeu să vestim în lume bunătățile libertății care să nu fie decât șansă de îndreptare și nu de păcătuire. Și nu în ultimul rând, din Duhul Sfinților Apostoli am preluat vrednicia preotului slujitor a dascălilor de religie și a grupei catehetice de la această parohie, care a fost apreciată astăzi în cadrul Sfintei Liturghii. Cei 20 de copii din grupul catehetic de la această parohie au primit astăzi, din partea ierarhului, diplome, cărți de rugăciuni și alte daruri, pentru că s-au clasat pe primul loc la concursul online cu participare internațională Împreună cu Hristos în lume, la început de mileniu 3. La final, ierarhul a oficiat slujba parastasului pentru ctitorii, slujitorii și binefăcătorii lăcașului de cult trecuți la Domnul, printre care se numără și episcopul Antim al Buzăului, care a slujit ca preot aici între anii 1921 și 1942. Cu ocazia hramului, prin grija membrilor Consiliului și Comitetului Parohial, în ajunul sărbătorii au fost oferite pachete cu produse de igienă, articole vestimentare, dulciuri și cărți de zidire sufletească pentru 100 de minori din cadrul penitenciarului Tichilești.